La două săptămâni după ce copiii au luat vacanță, a venit și rândul parlamentarilor să se bucure de vară. Până la toamna, leșinamului sunt liberi. Prima sesiune de după alegerile parlamentare tocmai s-a încheiat, însă nu cu multe schimbări pentru societate. Activitatea leșilor de la începutul anului și până în prezent a constat mai mult în scandaluri politice și inițiative pentru propriile interese. De asemenea, anul acesta, senatorii și deputații au bifat o premieră. Au investit două guverne în mai puțin de 6 luni. Aleșii, împreună cu echipa lui Sorin Grindeanu, ar fi urmat să mărească pensii, salarii, alocații, să construiască spitale și școli. Câteva luni mai târziu apare o ruptură între liderul social-democraților Liviu Dragnea și premierul de la vremea respectivă, Sorin Grindeanu. Așa se face că luna aceasta PSD și ALDE au inițiat și adoptat o moțiune de cenzură împotriva executivului condus de Grindeanu, iar acesta din urmă a fost înlocuit cu echipa lui Mihai Tudose. Agenda personala unora dintre liderii coaliției a determinat în mare măsură prioritățile legislative. Într-o jumătate de an, guvernul nu doar că se schimbă, dar și programul de guvernare se schimbă. Parlamentul este o reprezentare națională, ori astăzi nu mai funcționează ca atare, ci funcționează doar ca reprezentarea intereselor unui grup. Una dintre cele mai importante legi adoptate a fost legea salarizării unitare. În rest, multe dintre promisiunile făcute pentru această sesiune s-au amânat. Numai la Camera Deputaților, din 247 de inițiative legislative înregistrate în 2017, 64 s-au transformat în legi. În Parlamentul României zac legi și de 10 ani. Unii parlamentari, spre exemplu, nu știu în momentul de față câte și ce proiecte de lege au propus. Ca în decurs de maxim 2 săptămâni să facem un inventar al propunerilor legislative formulate de parlamentari ai Partidului Național Liberal pentru a decide care dintre aceste proiecte de lege sunt susținute de Partidul Național Liberal și vor beneficia de sprijinul tuturor parlamentarilor liberali. Politologii susțin că parlamentarii își vor îndrepta atenția către problemele reale ale țării. Atunci când alegătorii vor avea criterii clare de alegere și totodată vor interacționa cu aleșii lor, comportamentul acestora se va schimba. Parlamentarii încasează sume pe care unii români le-ar numi colosale. Spre exemplu, anul trecut, potrivit declarațiilor de avere, Liviu Dragnea a încasat de la Parlament 77.000 de lei, Călin Popescu Tăricianu de la Senat aproape 200.000 de lei, iar Kelemen Hunor peste 62.000 de lei. Aleșii neamului au la dispoziție 2 luni pentru a se odihni. Vacanța parlamentară se încheie în data de 1 septembrie, însă nu vă imaginați că au intrat în vacanță obosiți. În medie, un senator sau un deputat lucrează 4 zile pe săptămână, câte 6 ore pe zi. În tot acest timp, România rămâne țara în care copiii merg flămânzi la culcare, iar bolnavii mor în spitale din cauza infecțiilor. Deși oficial avem cea mai mare creștere economică din Uniunea Europeană, suntem una dintre cele mai sărace și corupte țări din Uniunea Europeană.